Salutare, aici Florin de la Ora Autonavi, vă prezint proiectul realizat astăzi pe un superb Hyundai Tucson din 2012-2013 este mașina. O mașină la care am instalat un sistem de 6 GB RAM, 128 GB memorie internă, CarPlay Android Auto Wireless, lot cartelă SIM pentru internet și un Android 12 de ultimă generație 2024. De asemenea am instalat pe el camera de marșalier, Camera de parcare spate, camera de parcare față. În momentul de față are o cameră de la 70 mai la care va renunța pentru că vrea să instaleze o cameră compatibilă cu acest aparat care va veni foarte frumos instalată și conectată direct în USB-ul din uh, două mașinii pe care noi tocmai ce l-am introdus Astfel încât vizualizarea live și a camerei DVR să fie direct pe aparat Să nu mai fie nevoie să mai conecteze telefonul, wifi sau mai știu eu ce Cum trebuie să se conecteze cu acești 70 mai prin aplicații și alte artificii pe care trebuie să le mai facă. De asemenea, o să vă prezint un pic și USB-ul pe care l-am pus aici în Torpedou, suportul pentru cartela SIM de internet unde putem băga internet de la orice provider din România și nu numai, toate rețelele existente de pe piața românească și Europa și mai știu eu ce unde vreți să mai instalați acest aparat. Diagonala de 9,7 după cum bine v-am zis, CarPlay Android Auto Wireless deja avem conectat telefonul utilizatorului, cam așa funcționează în modulul de CarPlay. O să vă prezint un pic și waze -ul. suntem pe calea greviței 174A unde este atelierul War Auto Sectorul Sector 1 București. Avem aici YouTube Music din telefonul utilizatorului, comenzile de pe volan absolut funcționale și ele fără niciun fel de problemă și toată partea de Android pe care aparatul o are. Google Magazine Play Store. Am băgat și un program de navigație, harta României, harta Europei, actualizate la zi, cu toate porurile, camerele fixe, radare si ce mai avem aici, reprezentanta ce avem pe lângă atelierul nostru, reprezentanța Mazda, ceva benzinării, mă rog, ce mai spune el pe aici, totul e în limba română, foarte facil și foarte ușor de utilizat. Camera spate o să vă arăt imediat Asta este vizualizarea, un unghi foarte mare de vizualizare, 180 de grade și o claritate maximă din toate punctele de vedere și camera față care intră și ea automat. 1080p, cam așa trebuie să se vadă o cameră corectă din toate punctele de vedere. Este peste original, este peste 90% din camerele de pe piață la ora actuală și are și un preț foarte bun pentru că o bucată costă doar 300 de lei. Cam despre asta este vorba cu aceste camere pe care noi le instalăm. Comenzile de pe volan vi le-am spus sunt funcționale și ele. Partea de Bluetooth fiind Android 12 vine cu funcția de magazin Google Play din care putem descărca orice aplicație nu ne place în momentul în care noi am introdus partea de uh, cont de Google. YouTube, Spotify, DigiOnline, Digimobil, Disney. Plus absolut toate funcțiile Google Maps, tot ce ține pe partea de Android. în regulă acesta am fost eu, Florin de la Oara Autonavi, în cazul în care ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like, dă-mi un share. 0751959226 este numărul de telefon la care puteți sta de vorbă despre acest aparat sau despre orice alt aparat voi vreți să facem și să instalăm pe mașinile voastre pentru că noi instalăm și comercializăm navigații pentru aproape toate tipurile de mașină. De asemenea, Oara Autonavi pe Facebook, pe Google, pe TikTok, pe YouTube, cum o vedeți aici, peste tot Mă găsiți, stăm de vorbă despre acest proiect sau despre orice alt proiect voi vreți să facem împreună, pentru că asta ne este meseria. Ciao-ciao! Ceau, ceau.